cel care a fost binecuvântată familie cu un dar așa de mare, Iisus Prunc, un model pentru toate familiile, pentru toți tații și toate mamele, o chemare pentru noi ca să înțelegem că Dumnezeu se folosește de noi, se folosește de oameni, se folosește de părinți, de familii, pentru ca pe pământ să fie prezent mereu El. Iubirea Lui să continue în toată istoria omului. Ce astăzi aici ne bucurăm și noi, împreună cu toți cei care fac sărbătoare, sărbătoarea Sfintei Familii, Iosif, Maria și Iosif. Și sigur că ne bucurăm să vă salutăm pe dumneavoastră, dragi familii reunite aici, pentru a retrăi bucuria alegerii, pentru a simți prezența lui Iisus în mijlocul dumneavoastră, pentru a implora pentru dumneavoastră darul acelei fidelități în iubire, dăruire pentru copii, pentru viață, pentru lume. Sigur că vă însoțim cu rugăciunea noastră, vom asculta cuvintele sfinte, predica părintele director al oficiului nostru pentru pastorala familiei și sigur dumneavoastră, dar prin dumneavoastră toți și toate familiile vor avea astăzi ocazie să reînnoiască acele făgăduințe, jurăminte făcute în fața altarului. Acum, în această seară, cerând binecuvântarea Lui, le reînnoiți dumneavoastră. Rugăm pe Dumnezeu să ierte toate păcatele noastre, toate păcatele omenirii, toate păcatele celor care poate n-au împlinit cu demnitate misiunea lor, ca El mereu să fie totuși milostiv și dătător al harurilor necesare pentru viața noastră, ca să celebrăm cu vrednicie jertfa Sfintei Liturghii. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, să vă rugați pentru la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
ne rugăm, Dumnezeule care ne-ai dat un strălucit exemplu de viață în Sfânta Familie de la Nazaret, dă-ne, te rugăm, harul să trăim în familiile noastre aceleași virtuți și să fim uniți prin aceeași iubire, pentru ca odată să gustăm răsplata veșnică în bucuria casei tale. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Lectura întâi. Citire din cartea lui Ben Sirah. Cel care îl cinstește pe tatăl, ispășește păcate și le va evita. Și rugăciunea lui de fiecare zi va fi ascultată și ca unul care strânge comori, este cel care o onorează pe mama sa. Cel care îl cinstește pe tatăl va fi bucurat de către fii și în ziua rugăciunii sale va fi ascultat. Cel care îl onorează pe tatăl își va lungi zilele și cel care îl ascultă pe Domnul o va liniști pe mama sa. Cel care se teme de Domnul îl cinstește pe tatăl și ca pe niște stăpâni îi slujește pe cei care i-au dat naștere. Căci fapta bună față de tatăl nu va fi neglijată și în schimbul păcatelor va fi clădită o casă nouă pentru tine. În ziua strâmtorării tale, Domnul își va aduce aminte de tine. Precum este căldura pentru brumă, tot așa vor pieri păcatele tale. Cel care îl părăsește pe tatăl este ca unul care spune blasfemie și cel care o mânie pe mama este blestemat de Domnul. Fiule, împlinește-ți cu blândețe lucrările tale. Cuvântul Domnului. Fericiți sunt toți cei care se tem de Domnul și umblă după căile sale. Fericiți toți cei care se tem de Domnul și umblă după căile sale. Atunci te vei hrăni din munca mâinilor tale și vei fi fericit și toate îți vor merge bine. Soția ta va fi ca o viță roditoare înăuntrul casei tale. Copiii tăi vor fi ca văstelele măslinului împrejurul mesei tale. Iată așa va fi binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvânteze Domnul din Sion, ca să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Coloseni. Fraților, fiți ca niște aleși a lui Dumnezeu, sfinți și iubiți, îmbrăcați-vă deci cu dragoste,
cu îndurare, cu bunătate, cu umilință, cu blândețe și răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă cineva are vreo plângere împotriva altuia, iertați-vă. Așa cum v-a iertat și Domnul, la fel să vă iertați și voi. Însă mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu iubire, care este legătura desăvârșirii. Să domnească în inimile voastre pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să fiți un singur trup și să fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască în voi din plin. Învățați-vă și îndemnați-vă unii pe alții cu toată înțelepciunea în psalmi, în imnuri și în cântări spirituale. Cântați-i lui Dumnezeu, mulțumindu-i în inimile voastre, și tot ceea ce faceți în cuvânt sau cu fapta, toate să le faceți în numele Domnului Iisus, mulțumindu-lui Dumnezeu Tatăl prin El. Femeilor, fiți supuse bărbaților voștri, așa cum se cuvine în Domnul. Bărbaților, iubiți-vă femeile și nu fiți aspri față de ele. Copii, ascultați părinții în toate, căci lucrul acesta este plăcut Domnului. Părinți, nu împingeți pe copiii voștri la disperare, ca să nu se descurajeze. Cuvântul Domnului. Să domnească în inimile voastre pacea lui Hristos, cuvântul lui Hristos să locuiască în voi în plinătatea sa. Să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. După ce au plecat magii, iată că Îngerul Domnului a apărut în vis lui Iosif zicând: sculându-te, ia copilul și pe mama lui, fugi în Egipt și stai acolo până când îți voi spune, pentru că Irod are de gând să caute copilul ca să-l ucidă. Sculându-se, Iosif a luat copilul și pe mama lui în timpul nopții și a plecat în Egipt. A rămas acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ceea ce a fost spus de Domnul prin profetul care zice: din Egipt l-am chemat pe fiul meu. După ce a murit Irod, iată că Îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif în Egipt și i-a spus: sculându-te, ia copilul și pe mama lui și mergi în țara lui Israel, pentru că au murit cei care căutau să ia viața copilului. Sculându-se, Iosif a luat copilul și pe mama lui și a intrat în țara lui Israel. Auzind că Arhelau domnea în Iudeia în locul tatălui său Irod, s-a temut să meargă acolo. Fiindu-i revelat în vis, s-a dus în părțile Galilei și a venit să locuiască în cetatea numită Nazaret, ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profeți: se va chema Nazarinean. Cuvântul Domnului.
Lăudat să fie Iisus Hristos! Preasfințite, ucernice, Părinte Paroh, dragi părinți din altar, dragi familii sărbătorite, dragi credincioși, dragi ascultători ai radioului Maria, dacă vă amintiți, în ziua de Crăciun, la liturghia zilei, s-a citit prologul Sfântului Ioan. Un text din Evanghelie, aș zice, puțin greoi, dar foarte profund. Un text pe care îl vom mai auzi zilele următoare. Această aluzie la început, pe care o face evanghelistul, nu e întâmplătoare, ci el vrea să ne demonstreze că pruncul Iisus născut în Eslea Betleemului este cuvântul Tatălui. E cel care e din veșnicie la Tatăl, care apare la începutul creației ca și cuvânt creator și care apoi apare în Ieslea de la Betleem, pentru că pe la versetul 14 spune și cuvântul s-a făcut trup. Aș zice, e de casă în Sfânta Treime acest mod de a face aluzie la început. Nu odată Iisus în Evanghelie îi trimite la acest început pe interlocutorii săi. Și o face în mod special atunci când este vorba despre divorț. Când farizeii și cărturarii intră în dialog cu el și el îi întreabă, da, Moise, ce v-a spus? Moise a spus că putem să dăm carte de despărțire. Și Iisus spune, la început n-a fost așa. De ce această aluzie la început? Astăzi sunt prezente aici și cred că în toată dieceza, în toată biserica, sunt și au fost familii care au venit, iată, în fața altarului pentru a aduce prin osul lor de mulțumire pentru aniversarul căsătoriei. Poate 5, poate 10, 20, 25, 30, 50 și așa mai departe. Ani de căsătorie. Dar dacă stăm și ne gândim, în fond, sunt 10 ani, 20, 25, 25 de când? De la acel început, de la acel moment în care am pășit amândoi în viața de familie, având binecuvântarea lui Dumnezeu. Adică, din momentul în care am fost recunoscuți în mod oficial de către Dumnezeu, de către biserică, de către societate, ca soț și soție. Ca cei care, zicem noi, aveam binecuvântare ca să pornim împreună pe acest drum. Deci, din nou, vedeți o aluzie la acest început. Și nu odată, mai ales în momentele dificile, familia este invitată să se întoarcă la început, la începutul existenței ei ca familie. Și în acest sens, mai ales astăzi ne ajută și tehnica, e indicat ca în mod special în momentele de criză, dar și momentele, iată, de sărbătoare, de aniversar, familia să privească în albumul de poze de la nuntă, să pună o casetă video, să pună un DVD, să pună și să privească momentul căsătoriei, momentul nunții, tocmai pentru a reîmprospăta în ea acele promisiuni făcute atunci. În acest sens vine și ne ajută și astăzi liturgia cuvântului, lecturile pe care tocmai le-am ascultat. Vedeți, Evanghelia ne prezintă acest moment în care Iosif e îndemnat de înger să-l ia pe prunc, să o ia pe Maria și să fugă în Egipt, pentru că Irod vrea să omoare pruncul. Am zice noi, ce are această Evanghelie cu familia? E un episod din viața lui Iisus și totuși e foarte, foarte profundă și transmite atât de mult familiei și mai ales bărbatului, soțului. Învățăm, dragi soți, de aici, de la Iosif, învățăm care e planul pe care Dumnezeu l-a avut și îl are cu orice bărbat. Cu orice bărbat în general,
și cu orice soț în special. Și anume, așa cum Iosif a fost chemat încă din momentul în care Iisus se zămislise în Maria să nu o abandoneze, ci să-i stea alături, din nou apare un astfel de moment în viața lor. Iosif e îndemnat de Dumnezeu prin glasul îngerului să nu abandoneze proiectul lui Dumnezeu, ci să nu se teamă să o ia pe Maria, să-l ia pe prunc de data aceasta și să fugă în Egipt. Și acolo, evident, după un anumit timp, aveau să se întoarcă înapoi. Dar această trimitere la vocația pe care o are Iosif și prin el la vocația pe care o are orice bărbat, și anume de a avea grijă. De a avea grijă. Bărbatul este chemat de Dumnezeu, în primul rând, de la începutul creației, să aibă grijă de creație, apoi creind-o pe femeie și încredințându-i-o, îi oferă ca dar pentru a avea grijă de ea și, evident, când apar copiii, de a avea grijă de ceea ce numim familie. Nu ne dreptățim femeia când spunem că bărbatului este încredințată misiunea de a avea grijă. Deci, gândiți-vă că atunci când te duci la aniversarul cuiva și îi oferi un buchet cu flori, de regulă, cadoul, darul pe care îl facem, e puțin mai firav decât cel căruia îl oferim. Și în momentul în care eu îți ofer un buchet cu flori sau un bibelou, indiferent ce îți ofer, se presupune că tu trebuie să ai grijă ca acele flori să le pui într-o vază cu apă, ca acel bibelou să-l pui într-un loc să nu se spargă și așa mai departe. Vedeți, Dumnezeu, în momentul în care a voit familia, a gândit-o ca pe un loc unde cei doi să se simtă în siguranță. Și oferindu-i femeia în dar bărbatului, în sacramentul căsătoriei, de fapt, îi oferă pentru ca acesta să aibă grijă de ea. Mi s-a întâmplat într-o zi ca o doamnă să vină și să-mi spună: Părinte, duminică celebrăm aniversarul a 50 de ani de căsătorie. Și eu am zis, așa, fără să o las să spună prea multe, zic: săracul bărbat. Da, așa e, săracul bărbat. Da, săracul bărbat, numai săracul bărbat. Eu, săraca femeie, nu, numai săracul bărbat. Și-a dat seama încet, încet că era o cursă. Și de ce vă spun acest lucru? E un motiv în plus să credem și știm acest lucru, că femeia are nevoie să fie protejată, are nevoie să-l simtă pe soț alături. De ce? Pentru că tot din Evanghelie transpare și misiunea femeii, pe care o învățăm de la Maria. Mariei i-a fost dat de către Dumnezeu să-L aducă în lume pe Iisus. Iisus era, a și spus-o, eu sunt calea, adevărul și viața. Iisus era viața. Deci femeii îi este dat să aducă viața în lume. Dar ca să aduci viața, trebuie să știi ce este viața. Ca să protejezi viața, cum îi se cere de altfel femeii, trebuie să fii protejată. Trebuie să știi ce înseamnă a proteja. Lecție pe care, aș zice, femeia o învață alături de bărbat, alături de soț. Lecție care n-ar trebui să lipsească din familiile noastre. Ca părinții să se protejeze, să se iubească, să se susțină, să aibă grijă. Protecție cu sensul de grijă, nu cu alt sens. Să aibă grijă unul de celălalt. Cum spune Papa Francisc în exortația apostolică Amoris Laetitia, cu gingășie. Deci nu oricum, nu cu brutalitate, nu forțând nota, nu scoțându-ne ochii, am adus, am cărat, am făcut, ci cu gingășie, cu iubire. Pentru că viața, pentru a fi protejată, are nevoie de acest cuib cald, de gingășie, de iubire.
Și atât Iosif cât și Maria își joacă foarte bine acest rol. Și ei devin cumva prototip pentru ceea ce înțelegem astăzi și înțeles dintotdeauna prin familie. Astăzi, la aniversarul dumneavoastră, ca și Maria, ca și Iosif, sunt convins că vă trec tot felul de evenimente prin minte, cum a fost când v-ați îndrăgostit unul de celălalt, cum a fost momentul în care, ca soț, ați cerut-o de soție, momentul nunții, al căsătoriei, cum a fost când a apărut primul copil, ceilalți copii, au fost momentele dificile. E bine că vă vin astfel de momente în minte, dar ceea ce trebuie să vă mai treacă prin minte trebuie să fie acest gând îndreptat către cel care v-a dorit unul lângă celălalt. Pentru că dumneavoastră v-ați fost oferiți. Dumneavoastră v-ați fost oferiți unul celuilalt. Noi spunem, bărbatul alege, femeia răspunde acestei alegeri. Da, bărbatul alege, dar de ce o alege pe ea și nu pe o alta? Eu spun mereu, suntem 7 miliarde de oameni pe pământ, 3,5 miliarde bărbați, 3,5 miliarde femei. Orice bărbat are 3,5 miliarde de posibilități, adică de femei. Una singură e soția lui. Deci Dumnezeu nu încredințează jumătate din creație să ai grijă de ea, ci una singură. De ce ea? De ce el? E marele mister al vieții de familie. Pentru că soții sunt oferiți unul celuilalt. Și sunt oferiți tocmai pentru ca ei să aibă grijă unul de celălalt prin iubirea lor. Iarăși acest document extraordinar Amoris Laetitia vorbește atât de profund despre gesturile de iubire pe care soții nu trebuie să se rușineze ca să le trăiască. Această invitație, făcând o asemănare cu Iisus, care ne-a iubit mereu prin gesturi concrete. Dacă ne oprim puțin și la prima lectură, evident că familia nu e doar soțul și soția, soții împreună, ci și copiii. Și prima lectură e o sinteză, cumva, dacă vreți, a poruncii a patra, în care copiii sunt invitați să asculte de părinți. Și noi știm, e singura poruncă care are anexată și o răsplată, pentru ca să-ți fie ție bine și să trăiești mult pe pământ. Câte lucruri avem de învățat de la această poruncă și mai ales de la prima lectură, că cine ascultă de părinți, a asculta nu e semn de, zicem noi așa, unui slab, acesta nu e capabil să se călăuzească, deci un semn de slăbiciune. Nu, ce asculta e un semn de măreție, pentru că de fapt, ascultând de părinți, ascultăm de cel care ni i-a oferit pe părinți și devine astfel și un act de credință, ascultarea de părinți, act de credință față de Dumnezeu. Și ascultând de Dumnezeu, El e autorul vieții. E evident că El prelungește viața. Iar la modul concret, când un copil stă bine cu părinții, evident că stă bine și cu sine, nu suferă. Pentru că, vedeți, azi cele mai multe boli vin din cauza stresului, a neînțelegerilor dintre noi, a frecușurilor, a invidiei, a geloziei. Ori când ești în armonie cu celălalt și când copiii sunt în armonie cu părinții, viața e senină, viața e plină de bucurie și evident că trăiești mult, nu te îmbolnăvești de stres. Aș vrea să închei rugându-vă încă o dată să și pe dumneavoastră cei prezenți, dar și pe cei care ne ascultă prin intermediul radioului, să aveți curajul să vă puneți unul lângă celălalt și dacă vreți să vă priviți în ochi unul pe celălalt și să-i mulțumiți împreună lui Dumnezeu
pentru acest dar pe care vi l-a făcut unul în celălalt și să aveți curajul ca discutând să vedeți ce a funcționat, ce n-a funcționat până în acest moment și cu umilință să aveți curajul să vă cereți iertare dacă e nevoie, așa încât de aici înainte, din nou cu un elan ca cel din ziua căsătoriei, să repornim. Laudat să fie Iisus Hristos! Vedere că momentul următor este foarte semnificativ pentru familiile care au aniversat anul acesta o cifră rotundă de la celebrarea căsătoriei. Am să-i rog pe cei care nu sunt în față să se apropie puțin pe rândurile acestea două din mijloc și cei care nu au primit acea foaie o vor primi imediat pentru că este și o rugăciune pe care o recităm împreună. Deci familiile să se apropie, cele care au mai celebrat. Ne ridicăm în picioare. Dragi familii, acum când aniversați celebrarea la care v-ați unit viața într-o legătură de nedesfăcut prin sacramentul căsătoriei, voiți să reînnoiți în fața lui Dumnezeu promisiunile făcute odinioară unul altuia, pentru ca aceste promisiuni să fie întărite în harul lui Dumnezeu, îndreptați-vă rugăciunile către Domnul. În tăcere, soții își reînnoiesc acum promisiunea de la căsătorie. Acum ambii soți rostesc cu voce tare rugăciunea: Binecuvântat să fii, Doamne, pentru că ai fost alături de noi cu bunătate, atât în împrejurările fericite ale vieții noastre, cât și în cele potrivnice. Ajută-ne, te rugăm, să păstrăm cu fidelitate iubirea unul față de celălalt, ca să fim martori buni ai legământului pe care l-ai încheiat cu oamenii. Să ne rugăm. Domnul să vă păzească în toate zilele vieții voastre. El să vă fie mângâiere în clipele de suferință, sprijin în clipele de bucurie și să reverse cu îmbelșugare binecuvântările sale în casa voastră. Prin Hristos, Domnul nostru, cu Sfântul Părinte, Sfântul Ioan Paul al II-lea, ne rugăm acum cu toții cei în sărbătoare astăzi, dar și toți ceilalți, punând. Dumnezeule, de la care vine și provine orice paternitate în cer și pe pământ, Tată, care ești iubire și viață, fă ca harul Tău să conducă gândurile și faptele soților pentru binele familiilor proprii și al tuturor familiilor din lume. Fă ca tinerele generații să afle în familie un sprijin puternic pentru viața lor și pentru maturizarea lor în iubire și adevăr. Fă ca iubirea întărită de harul sacramentului căsătoriei să se arate mai puternică decât orice slăbiciune și decât orice criză în care de multe ori trec familiile noastre. În sfârșit, te implorăm
prin mijlocirea Sfintei Familii de la Nazaret, ca Biserica, în mijlocul tuturor popoarelor Pământului, să-și poată îndeplini misiunea ei în familie și prin familie. Tu care ești viața, adevărul și iubirea, în unire cu Fiul Tău și cu Duhul Sfânt. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la celor prea iubiți, dragi familii, în sărbătoare, ne rugăm acum lui Dumnezeu Tatăl, prin Fiul Său, Iisus Hristos, în Duhul Sfânt, implorând ajutorul Preacuratei Fecioare Maria și a Sfântului Iosif, pentru ca peste tot iubirea sa să rămână vie. Dumnezeule, Părinte Atotputernic, Tu ai voit ca sacramentul căsătoriei să fie semnul iubirii dintre Hristos și Biserica Sa. Ne rugăm astăzi, în mod deosebit, pentru familiile care, sărbătorind aniversarul lor, îți aduc prin nosul lor de mulțumire. Pentru ca Sfânta Biserica lui Dumnezeu, Sfântul Părinte Papa Francisc, toți episcopii și preoții, să fie mereu familia în care toți oamenii să se simtă iubiți, îmbrățișați și iertați, să ne rugăm. Te rugăm, ascultă-ne! Pentru poporul creștin, ca să crească mereu în credință și toți cei care sunt încercați de diferite greutăți, să primească har și mângâiere, să ne rugăm. Te rugăm, ascultă-ne. Pentru soții de față, care astăzi aduc mulțumire lor pentru aniversarul căsătoriei, să fie binecuvântați cu sănătate, răbdare și să se bucure mereu de prietenia copiilor și a celor dragi. Să ne rugăm. Te rugăm, ascultă-ne. Pentru toți cei dragi care i-au însoțit pe acești soți până în acest moment, pe drumul vieții, să primească răsplată și binecuvântarea, să ne rugăm. Te rugăm, ascultă-ne! Pentru ca binecuvântarea ta să continue să coboare din belșug asupra acestor soți, așa cum a coborât și în acești ani, să ne rugăm. Te rugăm, ascultă-ne! Pentru ca forța, Duhul Sfânt, să reînnoiască în toate familiile prezente harul specific sacramentului căsătoriei, să ne rugăm. Te rugăm, ascultă-ne! Așa cum de-a lungul timpului acești soți și-au hrănit copiii, nepoții și pe toți cei dragi cu hrană pământească,
La sărbătoarea aniversarilor lor, ascultă rugăciunea noastră și primește-ne și hrănește-ne pe toți la masa cuvântului și a pânii eucaristice, prin Hristos Domnul nostru. Cu bucurie acum împreună ne mărturisim în această sărbătoare a familiei și a credinței, credința noastră, spunând: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și a Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer. Și-a de dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic. Îți oferim, Doamne, jertfa de împăcare, rugându-te cu umilință, ca prin mijlocirea Sfintei Fecioare Născătoare de Dumnezeu și a Sfântului Iosif, să statornicești familiile noastre în harul și în pacea Ta, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, prin Domnul nostru Iisus Hristos, căci prin misterul nașterii Tale Sfinte, El care din fire este nevăzut s-a arătat în chip văzut și născut fiind din veșnicie a primit și viața trecătoare, pentru că ridicând prin puterea Lui tot ce era căzut să reînnoiască universul și pe omul rătăcit să recreme la împărăția cerească. De aceea și noi, împreună cu îngerii, te lăudăm, cântând cu bucurie imnul măririi Tale. Și cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numele Tău jertfă curat. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând,
Luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței, vestim, Domnul, învierea ta, până când vei veni. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului tău, harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața ta. Întoarce-i la tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii tăi risipiți pretutinde. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește cu bunătate în împărăția ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea ta, împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați-te porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre. Precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, cine mântuiește de cel rău. Te lăudăm și te binecuvântăm pe tine, Dumnezeule, Creatorul la toate, care la început ai făcut bărbatul și femeia ca să fie o comunitate de viață și de iubire.
Îți aduce mulțumire pentru că ai binevoit să binecuvântezi viața de familie a acestor slujitori ai tăi, spre a fi o imagine a unirii lui Hristos cu biserica. Îndreaptă-ți astăzi privirea cu îndurare spre cei care astăzi celebrează jubileul căsătoriei lor, spre ei, care i-ai păstrat uniți atât în timp de bucurie, cât și în timp de suferință. Reînnoiește-le legământul nupțial, sporește-le iubirea, întălește-le legătura păcii, ca să se bucure mereu de binecuvântarea ta, împreună cu copiii care mereu îi înconjoară, prin Hristos Domnul nostru. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pace mi-o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale, și binevoiește-ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun și milostiv este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri și să fac împărământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui. Thank you.
Să ne rugăm! Părinte preîndurător, Tu ne înviorezi cu tainele cerești, dă-ne, te rugăm, harul să imităm mereu exemplul Sfintei Familii, pentru ca după suferințele vieții acestea să avem parte alături de ea, de fericirea veșnică prin Hristos Domnul nostru. Sfințite, dragi confrați preoți, iubiți credincioși, dragi familii care în acest an ați sărbătorit un număr de ani, o cifră rotundă de la căsătorie, aș dori ca în numele întregii comunități parohiale, în numele întregii noastre familii, să vă felicit și eu pentru că ați răspuns chemării lui Dumnezeu de a întemeia o familie și v-ați străduit în acești ani ca să trăiți așa cum Dumnezeu dorește să trăiască o familie creștină. Vă felicit și vă mulțumesc că ați răspuns și chemării noastre ca să veniți în această seară și să celebrăm împreună sărbătoarea Sfintei Familii, care este pentru noi totdeauna un model și o sursă de inspirație în ceea ce privește atitudinea pe care noi trebuie să o avem față de Dumnezeu și față de ceilalți. Ne-am rugat în această seară, împreună cu familiile care au simțit din plin binecuvântarea lui Dumnezeu și au voit să-i mulțumească. Ne-am rugat și împreună cu familiile și pentru familiile care au trecut sau trec prin diferite încercări. Totdeauna trebuie să avem conștiința că Dumnezeu este și rămâne Emanuel, adică Dumnezeu cu noi, Dumnezeu în mijlocul nostru. Vă mulțumim încă o dată, vă felicităm și vă dorim ca să aveți mulți ani binecuvântați și de acum înainte, totdeauna sub trăiți cu binecuvântarea și după voința lui Dumnezeu. Vă invităm pe cei care ați fost invitați în mod deosebit astăzi la această celebrare, ca după binecuvântarea finală să veniți aici în față pentru o fotografie împreună cu Preasfințitul și după aceea vă invităm la subsolul catedralei în aula Fericitul Anton Durcovici pentru a continua un moment de comuniune împreună. Ne plecăm acum fruntea pentru a primi binecuvântare în această zi a Sfintei Familii, în această zi a dumneavoastră. Facem ca această binecuvântare, implorând de la Dumnezeu, să ajungă peste toți cei de față, familiile dumneavoastră, dar și peste toți cei care astăzi celebrează în alte părți aceste momente binecuvântate, cât și peste toți cei care, prin undele radioului și a internetului, sunt uniți cu noi, ca Dumnezeu să rămână mereu bucuria noastră, bucuria dumneavoastră, bucuria familiilor, prin mijlocirea Maicii Domnului și a Sfântului Iosif. Domnul să fie cu voi! Dumnezeu Tatăl Atotputernicul să vă dăruiască pacea sa. Amin. Fiul unul născut al lui Dumnezeu să vă stea alături cu îndurare atât în clipele de bucurie cât și în clipele de suferință. Duhul Sfânt să reverse necontenit iubirea sa în inimile voastre. Amin. Și pe voi toți care sunteți aici de față, să vă binecuvânteze Atotputernicul și Veșnicul Dumnezeu Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Amin.